Astăzi, de la ora 19, Fece Viitorul joacă acasă în Cupa Ligii. La Ovidiu vine CSU Craiova, iar oficialii clubului au încredere că fotbaliștii lui Hagi vor face o figură frumoasă și vor lupta pentru victorie. Fece Viitorul întâlnește de la ora 19 CSU Craiova în optimile de final ale Cupei Ligii a deplas. Meciul se dispută într-o singură manșă eliminatorie ca și celelalte cinci partide de astăzi din țară. Constanțenii sunt încrezători în șansele lor, mai ales că până acum au făcut o figură frumoasă în campionat, iar CSU Craiova nu s-a prezentat prea bine de la debutul noului sezon. Cred că va fi un meci interesant pentru că suntem două echipe cu un potențial bun. Noi ne-am prezentat bine până acum chiar dacă avem o echipă experimentală și suntem pe drumul cel bun pe care trebuie să-l continuăm atât în Cupa Ligii cât și în campionat ne-a declarat Paul Peniu, președintele FC Viitorul Constanța. Fotbaliștii de la Ovidiu sunt siguri însă că oltenii sunt periculoși și pot face oricând un rezultat bun, așa că promit seriozitatea maximă pe teren și o luptă până la fluierul final. Nu pot să spun că pornim ca favorită pentru că cei de la Craiova reprezintă o echipă cu un nucleu de jucători foarte buni, deși nu și-au arătat adevărata valoare până acum. Sunt periculoși și pot face un rezultat bun. Noi însă mergem cu toată convingerea că putem câștiga și vom da dovadă de seriozitate maximă ca în toate meciurile de până acum a completat peniu. Din fericire, lotul fece viitorul este complet revenind și mai vechi accidentații la genunchi Florin Cernat și Bogdan Țâru, care au revenit de curând la antrenamente.